E una să auzi de Florin Salam, altceva să vorbești de Florin Salam și cu totul altceva să-l cunoști pe Florin Salam. Și îl dau exemplu și îl folosesc în această ilustrație pentru că așa pot rezona toți românii cu ce vreau să spun. Aproape toți românii au auzit de Florin Salam o mare parte din ei vorbesc despre Florin Salam. Le place Florin Salam. Dar foarte puțin din ei îl cunosc pe Florin Salam. Exact la fel e situația și cu majoritatea românilor care se dau creștini. Peste 90% din români își spun creștini. Dacă intre pe stradă, toți spun, eu sunt creștini. Eu m-am născut creștin. Pentru că sunt român, sunt creștin. Totuși, cei mai mulți din ei nu au nicio legătură cu Isus Hristos sau cu Dumnezeu. Poate vorbesc despre Dumnezeu, dar nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Nu s-au întâlnit niciodată cu Isus Hristos. Nu vorbesc niciodată cu Isus Hristos. Unii mai vorbesc cu Sfânta Parascheva, cu Sfântul nu știu care, dar cu Iisus Hristos le e frică să vorbească. Când în Scriptură citim clar că trebuie să venim la El, trebuie să avem o relație cu El și cu Tatăl. Viața veșnică este aceasta, spune Domnul Iisus. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta înseamnă să ai viața veșnică. Să ai o relație intimă, personală cu Dumnezeu și cu Isus Hristos. Să-l cunoști într-un mod personal. Dacă nu-l cunoști pe Isus într-un mod personal, dacă nu, pe nu te-ai întâlnit niciodată cu el, dacă habar nu ai ce spun acum, dacă nu înțelegi ce spun, dacă ți se par ciudate cuvintele mele, nu ești creștin. Nu ai nicio legătură cu creștinismul. Creștinismul înseamnă Hristos. Tu nu-L cunoști pe Hristos și n-ai nicio relație cu Hristos. Cum să te numești creștin? Urmașa lui Hristos. Și îmi place foarte mult ce spune Iov când îi se descoperă Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, la fel cum aud foarte mulți oameni, dar acum ochiul meu te-a văzut. Deci Iov a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și cum a răspuns Iov în momentul când s-a întâlnit cu Dumnezeu? De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta produce o întâlnire reală cu Dumnezeu. De aceea mai mulți oameni nu vor să se pocăiască. Pentru că nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Cu adevărat. Pentru că altfel le-ar fi scârbă de ei. S-ar vedea așa cum sunt, lumina lui Dumnezeu le-ar da pe față mizeria dinăuntru lor. Asta se întâmplă cu orice creștin adevărat. Dacă nu ai avut o astfel de întâlnire cu Dumnezeu, care te-a făcut să fie scârbă de tine și să te pocăiești, nu ești creștin. La fel au făcut și Isaia și Ioan când li s-a revelat slava Domnului au căzut în leșin. Nu au spus, o, Iisus, e vină să te iau în brațe. Au căzut în leșin. Nu au putut să stea în prezența lui. Isaia a început să strige, o, sunt un om cu buze necurate. Și au văzut păcătoșenia. Asta se întâmplă cu orice om care are o întâlnire reală cu Dumnezeu. Ăsta e începutul relației cu Dumnezeu. Când te vezi cu adevărat cine ești în lumina Sfințeniei Lui. Ăsta e momentul când treci de la am auzit de Florin Salam, la l-am cunoscut pe Florin Salam. Până atunci ai auzit despre Dumnezeu, ai vorbit despre Dumnezeu, ai urea, bineînțeles, dar de acum încolo îl cunoști pe Dumnezeu. Știi cine e Dumnezeu. Și cine ești tu, bineînțeles. Cunoscându-L pe Dumnezeu, te vei cunoaște și pe tine mult mai bine. Îți vei da seama cât de rău ești cu adevărat. Nu vei mai spune niciodată, eu sunt un om bun. Vei realiza că nimeni nu este bun, la fel cum a zis Domnul Iisus, decât Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, în momentul întâlnirii cu El, îți va da pe față toată răutatea din interiorul tău, toată fățărnicia, toată viclenia. Toată minciuna. Vei fi gol înaintea lui. Dumnezeu te va lăsa să te vezi prin ochii lui. Și nu vei avea alt răspuns decât să spui: Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Asta e diferența dintre un om care a auzit despre Dumnezeu și unul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Un om care doar aude despre Dumnezeu. Nu se va pocăi cu adevărat niciodată. Ba mai mult se va simți ofensat de adevărata Evanghelie. Pentru că omul firesc vrea să-și câștige mântuirea. Vrea să-și îl facă pe Dumnezeu dator și Dumnezeu spune nu. Mântuirea e doar prin har. Eu îți ofer milă. Atât. Și omul spune nu, nu. Trebuie să fac și asta și asta și asta și asta și asta. Măcar un pic. Să prind o lumânare, să fac ceva. Nu vrea să accepte mila lui Dumnezeu din mândrie. Vrea să și-l facă pe Dumnezeu dator. Am făcut asta, trebuie să mă mântuiești. Așa gândește omul firesc. Și orice om poate avea o formă de întristare. Poate vărsa lacrimi. Dar dacă nu s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, totul va fi ceva de moment. Dacă nu e o întâlnire reală cu Dumnezeu, nu se va vedea niciodată așa cum este un nenorocit condamnat în iad, a cărui singură scăpare este să se agațe de Hristos și să nu-i mai dea drumul. Asta e vestea cea bună. După ce te vezi condamnat, vei vedea cu totul altfel jertfa lui Hristos. O vei prețui cu adevărat. O vei vedea ca pe cea mai mare comoară. Pentru că Hristos răstignit pe cruce e singura ta șansă să scap de condamnarea veșnică care te așteaptă. Și cu cât vei crește mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Hristos, nu te vei simți mai bun, o persoană mai bună. Din potrivă, vei vedea mai mult câtă răutate zace în tine. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât te vei îngrozi mai mult de ce zace în tine. Și nu vei putea spune decât mi-e scârbă de mine. Cei mai mulți astăzi, atunci când aud Evanghelia aia umanistă predicată azi, centrată pe om, care înalță omul și îl pune pe el în centru, se văd ca niște eroi care se hotărăsc ei să aibă milă de Domnul Isus și să vină la el. Vorba m-am hotărât pentru Domnul. N-ați auzit vorba asta? De atâtea ori? Eu m-am hotărât pentru Domnul. Ca și cum un om care s-a întâlnit cu Domnul Isus mai are timp să ia hotărâri. Vei cădea în leșini. Îți va fi scârbă de tine și te vei pocăi instant. Nu vei sta să iei decizii. M-am hm, întâlnit cu Domnul Isus. Ce să fac de aici încolo? E o nebunie. Nu te întâlni cu Domnul Isus. Alții se uită la filme cu Isus și încep să plângă când văd suferințele lui și se cred după aia oameni buni pentru că fac asta. Of, sărăcuțul Isus. Se autoamăgesc. Sărăcuțul de tine. Nu sărăcuțul de Isus. Sărăcuțul de tine. Dacă nu te pocăiești și nu te încrezi doar în jertfa Domnului Isus pentru mântuirea ta, și atât, punct, nimic în plus, nimic în minus. Vei merge în pedeapsa veșnică. Nu ai altă scăpare. Oamenii ar să facă orice. Orice le spui. Suie-te pe muntele la în genunchi. Se duce să suie pe muntele la în genunchi. Și acum zice, vezi, am făcut asta, Dumnezeu mi-e dator. Așa gândește un firesc. Ar face orice numai să nu se smerească înaintea lui Dumnezeu și să-și plângă păcate. Și nu pot să fac asta pentru că nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu ți se revelează, instant vei face asta. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă nu te întâlni niciodată cu Domnul Isus și știi asta, știi asta, știi că nu înțelegi ce spun acum, ce vorbesc acum. Strigă la el. Strigă la el. Doamne, descoperă-te și mie. Vreau să te cunosc. Smerește-ți inima și strigă la el pentru milă. Recunoaște-ți păcatele. Te aude. Strigă la el. Doamne, vreau și eu să fiu mântuit. Nu știu ce să fac. N-am citit niciodată Biblie. E o grămadă de confuzie. O, unul zice ceva, altul ceva. Ajută-mă să înțeleg corect. E sufletul tău în joc. Nu-ți permiți să te joci de -a cine are dreptate și cine nu. Nu e vorba de dezbatere aici. E sufletul tău veșnic în joc. Nu e vorba de religia cu tare sau religia cu tare. Domnul Isus e viu. E în cerul și e omniprezent. E Fiul lui Dumnezeu întrupat. Te aude. Orice spui, aude și vede. Strigă la el pentru milă, cu o inimă sinceră. Strigă la el să ți se descopere și să-ți dea o pocăință reală și o credință reală. Și te va auzi. Vei vedea că te va auzi. Și apoi vei simți și tu ce a simțit Iov, Isaia, Ioan și orice creștin până acum. Când Domnul Iisus ți se va descoperi, îți va fi scârbă de tine și te vei pocăi cu adevărat. Vei trece de la a auzi despre Dumnezeu, a vorbi despre Dumnezeu, la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.